Sănătate a sesizat. Răzvan Toma revin cu un mesaj pe care l-am postat mai pe la început, dar pe care l-a sărit, însă eu chiar nu mă supăr. E da, așa da. Așadar, am permis să vă fac o sugestie. Voturile muzicale de pe site-ul noastră, și anume să permiteți să fie bifate oricâte melodii consideră electoratul și să nu fie limitat doar la 5. De exemplu, acum la Cutunio am simțit nevoia să apreciez vreo 15-20 de piese. Altădată, la alți artiști, am făcut-o la mai puțin de 5. Nu este o critică, ci doar o sugestie. O să vă explic de ce am mers pe varianta de 5, pentru că noi intenționăm să facem un top 5. Dacă lăsăm 10 titluri, s-ar putea să îi încurcăm pe cei care nu știu toate piesele. Se joacă și atunci să ne trezim că toate cele 45 de piese vor avea câte 100 de voturi. Și o să avem ex aequo cum s-a mai întâmplat în anumite situații. Deci e o formă de a disciplina puțin electoratul, cum îi spuneți, și pentru a face să respecte o regulă. Dar ne gândim. Mulțumim, domnul Răzvan Toma. Adelina, se pare că doar noi mai suntem pe aici, am votat topurile propuse și chiar vă citesc zilnic în semnările. Acum aștept topul și melodia mea preferată. Thank you.